Noi greșim ca părinți față de copii, pe care le consider eu. Copiii totdeauna au nevoie de noi. Și copiii trebuie îngrijiți. Îngrijiți. Copiii trebuie educați și disciplinați. De creștere, eu n-am văzut pe nimeni să-l tragă pe unul de păr și să zică nu a crește. N-am văzut treaba asta niciodată. Creșterea o dă Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. De creștere se ocupă Dumnezeu. Avem noi în vocabular că zice, bă, cum ți-ai crescut copilul? Eu nu l-am crescut. Eu am datoria numai să mă îngrijesc de el, să-l educ și să-l disciplinez. Îmi coparul, la asta mă refer. Creșterea o dă Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Primul lucru, ignoranța. Copiii, de la o anumită, când începe să umple, să miște, să facă, poate că o să spună niște lucruri sau niște întrebări, tati, hai sau mami, hai cu mine la parc să ne jucăm, sau hai la înghețată, sau cum să zice acum, hai la Maggie, că pe vremea mea nu cu Maggie, că nu că nu m-aș fi dusă. Dar mie, sincer, nu prea place Maggie, că nu că e ceva... Și noi, de multe ori, n-avem timp. Nu pot ca mult de lucru. Vorbesc în general, nu vorbesc de o familie anume acum. În general, și copiii la un moment dat cresc independenți. Și știe că mama și tata n-are timp. Și lucrurile astea devin și să faci un obicei în viață să devină independent. Dar noi trebuie să știm că nimic în viața aceasta de jos, nici materială, nici profesională, să nu fie înaintea copiilor. Pe capul listei să fie copii. Și pe urmă ale alte lucruri. A spus că pe copii trebuie să-i și educăm, să-i și îngrijim. De ale alte lucruri nu e numai îngrijim. Pe mașină nu o educi niciodată. O educi tu cu picioarele sau cu bolile la volan. Pe anumite lucruri, indiferent, ai casă, masă, tot ce ai. Dar de copii. Copiii să fie totdeauna în capul listei, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că este instituția pe care Dumnezeu a creat-o și a format-o să vii să fie numele Lui cel Mare și Sfânt. Mama are un rol foarte important. Diana vei avea un rol foarte important în creșterea copilului. Mama, știți cum e? Avem noi. Noi români avem mult. Mama e mama. Mama când se scoală copilul dimineața plânge. Mama noapte când la odietă mâlie să acest. Cum e? Ce-i cu tine, mame dragă? Plânge. Când pleacă la servici, plânge. Când se culcă, plânge. Când se mărită fata, plânge. Mama plânge în continuu, că așa e mama. Mama te plânge. Că așa e creată natura ei, trebuie să plângă. Când se lovește la un deget, mama plânge. Ea plânge în continuu. Dar de data aceasta, aș vrea să spun ceva despre tații. Suntem mulți tați aici. Și aș vrea să vă citesc o poveste tare frumoasă despre tații. Și sunt lucruri care, din păcate, se întâmplă în viața, în lumea aceasta. Copilul meu a venit pe lume mai zilele trecute, așa că, așa cum se cuvine, normal. Numai că eu eram grăbit și plecam la aeroport să-mi achit notele de datorie. Când a învățat să meargă, eram plecat. Și când a început să vorbească, nu eram acasă. Și copilul tot creștea. Și copilul zicea, ca tine am să fiu, tăticule, să știi, ca tine am să fiu. Tăticule, când e acasă? Nu știu, dar când o să vii, să vezi ce o să ne veselim. Copilul meu a primit 10 ani și mi-a zis, tati, îți mulțumesc pentru minge. Hai să ne jucăm cu ea. Învață-mă să arunc mingea. Învață-mă să o prind. Nu pot. Pentru că am multe lucruri. Nu-i nimic, tăticule. Și îndepărtându-se a zis, să știi că ca tine să fiu, tăticule, să știi că ca tine să fiu. Când e acasă? Nu știu. Dar când o să vin acasă, să vezi ce o să ne veselim.
toți, dar când vin acasă, nu știu, dar când o să vin, să vezi ce o să ne veselim. M-am întors mai de unez la colegiu și i-am zis, sunt mândru de tine, fiule, ai crescut, nu glumă, o să șezi și să discutăm puțin? Dar când, da, puțin, tati, te rog, dă-mi cheile de la mașină. Fiule, dar când e acasă? Nu știu. Dar când o să vin acasă, să vezi ce o să ne veselim. Acum sunt pensionar. Copilul e la casa lui și l-am sunat zilele trecute și i-am spus că mi-e dor de el și aș vrea să-l văd. El mi-a răspuns, și mie, tată. Dar nu pot veni, că am atâta de lucru în slujba nouă și puștii îmi sunt răciți. Dar îmi pare bine că m-ai sunat, tare bine îmi pare. În timp ce închideam telefonul, m-am dat seama că copilul înseamnă leit. Vedeți? Atâtea lucruri, o poveste adevărată în viața noastră. În viața noastră. Noi nu prea avem timp de multe ori pentru copii și să le înțelegem copilăria. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, pentru că dacă sădim ignoranță în mintea copiilor, ignoranța aceasta, să știți că se sădește în inima lor și mai târziu se va vedea și se va observa lucrul acesta. Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Și să știm cum să lucrăm, Doamne, cu copiii. Al doilea lucru, le cerem copiilor prea mult câteodată. Noi am vrea ca copiii noștri să fie primii la școală, să fie primii în societate, să fie primii pe plan profesional. Dar mă, fraților, într-o clasă sunt 25-30 de elevi. Tățeți pe primul loc. 1-2. Mai sunt și pe 2, și pe 3, și mențiuni, și mediocri. Dar le facem noi niște obligații la copii. Le cerem noi niște obligații. Spunea cineva dată, bă, fraților, pe un cal maxim 3 pot călări. Dar numai unul stă în față. Nu pot tăstrăi deodată. Și noi le cerem câteodată copiilor mai mult decât pot să ducă. Și lucrul acesta nu este bun. Pentru că le creiem obligații și obligațiile acestea mai târziu, în copii să naște o împotrivire. Și acum ei zic, sunt mic, dar o să ajung mare. Sunt mic, dar o să ajung mare. Și împotrivirea aceasta își face cursul ei. În educația trebuie dragoste, afecțiune și disciplinare, am spus. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Amin. Al treilea lucru. Atacarea imaginii de sine. Lucrul ăsta și la omul mare, dacă îi spui, sau la adolescent, cel mai mult adolescent. Mă, păi tu nu ești bun de nimic, mă. Tu nu știi să faci nimic. Tu tot ce începi, numai rău faci. Tu numai cu tare lucru, tu numai asta știi, tu numai asculți, asta spun, asta faci, tu nu ești bun de nimic. Și la un moment dat, mai ales adolescenți, să zice, mă, dar chiar eu nu spun de nimic. Sunt alții care sunt mai copilăroși și târziu ajung mai adolescenți, sunt toți la aceeași vârstă. Că statistica spune 16, 17, 18 ani adolescenți, nu la toți e la fel. Și el, până la un moment dat, zice, mă, dar chiar nu spun de nimic. Eu chiar nu știu să fac nimic. Și se impregnează lucrul ăsta în mintea copiilor. Noi trebuie să vorbim despre copii numai pozitiv. Fie profesional, pe plan domnătesc, fie spiritual. Apoi, bă, tu nu te știi roga. Tu nu știi să citești un verset în Biblie. Tu nu știi cu tare. Poate că nu știe. Poate că nu știe să se roage ca așa altuia.
sau ca și la altora, dar știe să se roage. Dacă știți, pe vremea lui Ceaușescu, voi mai bine nu știți, în România se dădea niște alimente la alimentare, cândva pentru ulei, zahăr, făină, ceva, un ajutor din acesta. Și la un moment dat, cel ce povestește spune, mă, mi-a venit hârtie pe-n poștă să mă duc la alimentară să ridic alimentele. Dar n-am venit nimic să pun pe masă. Și după ce am venit acasă, m-am dus la alimentară cu hârtie și am scos să am pus alimentele pe masă și să facă mâncare. Zice, ne-am rugat, zice, cu copiii și o fetiță, zice, au zis, che bup, Iisuse! Binecuvântat să fie Domnul. Ce frumos! Ce frumos! Așa să te rogi, Diana. Che bup, Iisuse, că m-ai dat un dar atât de frumos. Și că e sănătos. Și că se limb. E binecuvântată de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așa să vezi tădauna, ca o binecuvântare. Te pup, Iisuse, că mi-ai dat așa cum știi tu. Te pup, Iisuse. Richard Vrumba avea el și copii care întreținea și nepoți. Și la un moment dat îi punea pe rând să se roage. Cum știau copii? La un moment dat s-a rugat o nepoată și a zis, Iisuse, acum te rog, zice, să vii la masă cu noi și să mănânci și tu. Că dacă tu mori de foame, îi faci ca de viața noastră. Ce frumoasă rugăciune. Asta și o fetiță, ce frumos a rugat. Doamne Iisuse, dacă tu mori de foame, îi faci ca de viața noastră. El a știut că tot ce primești, primești din mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cum să rămână flământ? Să nu rămână flământ. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Așa este, Diana, că dacă nu-L avem pe Dumnezeu spun, și îmi spun mie, în primul rând, e vai și amar de noi. E vai și amar de noi. Eu știu că tu știi despre Dumnezeu, că nu-L cunoști în aprofunzime, este altceva, dar Dumnezeu e acela care poate să facă orice lucru în lumea aceasta. Poate să despetrească orice inimă, orice gând, orice minte. Binecuvântat să fie numele Domnului. Că, pentru că copiii trebuie să fie învățați și să aibă frică de Domnul. Copiii trebuie să le spui să păzească poruncile Domnului, ca și ei, copiii, după ce vor fi mari, să povestească copiilor lor. Iar dacă Tatăl e de altă religie, Domnul Iisus Hristos nu a venit pentru nicio religie. Domnul Iisus Hristos a venit pentru noi toți să ne mântuiască. Amin. Nu a venit nici pentru, indiferent din ce religie suntem, Domnul să ne binecuvinteze, toți suntem creatura lui Dumnezeu. Amin. Dar El vrea să ne împăcăm cu El și să ascultăm de poruncile și de legile Lui. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, pentru că știți ce a spus odată un om? Că despre mine, eu și casa mea vreau să slujim Domnului. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Indiferent, Diana, vreau să mă rezum la aceste cuvinte, pentru că 11 și un sfert și timpul a trecut. Indiferent prin câte greutăți poate vă trece ca mamă în viață. Pentru că așa e viața aceasta, noi numai în viața aceasta plouă. Nu te gândi la nimic, la nici la prejudecăți, nu te gândi nimic. Ce gândește-te la Domnul Iisus Hristos. Că este cineva care te iubește mai mult decât noi, chiar și decât părinții. Spune Scriptura că zice, dacă mama și tata te lasă, eu cu niciun tip n-am să te lasă. Ăsta-i Dumnezeul nostru. El nu ne lasă, pentru că suntem creația Lui. Și El nu vede un rebut în noi, cum vedem noi ca oameni în alții. Bără, ăsta-i rebut, mă, nu-i bun de nimica. Nu, Dumnezeu nu e așa. Noi toți avem valoare în ochii Lui. Noi toți suntem creația Lui și El ne iubește. El nu și-a dat viața numai pentru o clasă socială sau pentru un anumit fel de oameni, cu școli sau oameni bogați. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru toți și pe toți ne iubește la fel. Binecuvântat.